Federația Națională Pro Agro organizează Farm Food Forum, una dintre cele mai importante reuniuni din domeniul agroalimentar. Evenimentul, care a început astăzi în Poiana Brașov, reunește 450 dintre cei mai influenți fermieri și procesatori din industria alimentară. Tema centrală a congresului este Politica Agricolă Comună 2021-2027. Ținând cont de aceste aspecte, viitorul politicii agricole comune este esențial pentru ca fermierii din România să beneficieze în continuare de o finanțare consistentă pentru a deveni competitivi. Sectorul agroalimentar din țara noastră are nevoie de promovarea unor politici agricole în care să fie stimulat potențialul agroalimentar din România, astfel încât balanța comercială să devină pozitivă. Federația Națională Pro Agro este o organizație umbrelă ce răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi prin promovarea și sprijinirea unei economii rurale durabile în care agricultura este esențială pentru viitor. Este vocea producătorilor din acest sector care constituie un important pilon al economiei naționale românești. Să se facă auzită vocea fermierilor din ProAgro față de propunerile Comisiei privind viitoarea politică agricolă comună. Sigur, nu face întotdeauna mult subiect de presă această temă, dar eu cred că România, dacă vrea să fie un jucător important în piața agroalimentară europeană, trebuie să se concentreze ca în viitoarea politică agricolă comună fermierii să nu piardă, să nu le fie tăiate subvenții, să nu fie plafonate subvențiile pentru fermele mari și trebuie să avem o strategie de țară, pentru că chiar dacă unii se vor supăra, o spun și spun întotdeauna ceea ce cred, că trăim prea mult în prezent și nu ne uităm deloc la viitor, iar România agroalimentară de post-2020 are nevoie de strategie și de soluții de finanțare.